În momentul în care eu doresc să creez, să merg într-o direcție, dar baza de programare din spatele meu se opune acelei direcții, va câștiga cel mai puternic. Da? Pentru că este forță contra forță. Aici vorbim de elemente electromagnetice. Întotdeauna va câștiga acea programare care are cel mai puternic impact asupra realității. Dacă eu de 1000 de ori mi-am spus că nu pot și spun de 3 ori că pot, bineînțeles, dacă că... eu acel nu pot l-am spus pe o stare de furie, de forță, de emisie, faptul că spun de 3 ori e ca și cum mai zice, compari 3% cu 100% ca forță. Și atunci, în momentul în care eu doresc să trăiesc o anumită realitate și să mă duc într-o anumită direcție cu acea realitate, e nevoie să investesc într-un mod constant energie în acea realitate pe care doresc să o construiesc. Iar în momentul în care investiția mea pe un anumit palier vibrațional depășește investiția care a fost făcută pe o formă de programare care se opune acelei manifestări ale realității, ăla e momentul în care mă duc în acea realitate.